Bună, dragilor, bine v-am regăsit sau dacă sunteți noi aici, vă așteptam cu drag. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici cu mine, că mă susțineți. Eu sunt Meme și vă aflați pe Hecastro Tarot, iar astăzi vom parcurge împreună o etalare generală pentru săptămâna în curs, să vedem care este energia pentru această săptămână și la ce anume trebuie să ne uităm, astfel încât să ne fie bine, nu? Ca tot omul, toți ne dorim același lucru. Haideți să vedem. Avem Regina de Cupă. Sunteți într-un punct de tranziție emoțională, într-o căutare interioară, într-o nevoie de validare a emoțiilor voastre. Sunteți în stare de recepție, sunteți în acel moment din viața voastră în care așteptați iubirea să vină către voi, în care aveți o nevoie mare de iubire, de dragoste, de lucruri bune să vină către voi. Deci, practic, aveți așteptările ridicate la acest nivel și pe bună dreptate, pentru că vă văd cu ochii închiși. Ați închis ochii de-a lungul timpului la multă durere, la multe lucruri care v-au fost negate și pe care le meritați. Ați fost prinși într-o luptă interioară în a lăsa de la voi pentru ca celorlalți să le fie bine. Însă energia voastră caldă, să știți că va fi încununată. Veți găsi cumva o soluție, nu de compromis, o soluție favorabilă vouă, astfel încât acest târg social pe care toți îl practicăm, de a da și de a primi, să fie unul favorabil, pe semne că voi dați mult și să primiți la fel de mult. Și sunteți însoțiți în drumul ăsta de persoane care vă sunt loiale, care sunt corecte și cinstite, sau cel puțin asta vă doriți, să întâlniți în viața voastră persoane care sunt loiale și cinstite. Aveți nevoie unii dintre voi de ajutor, de ajutor de la părinți, fie de la mama, fie de la tata, depinde cu cine rezonați. Aveți nevoia de stabilitate, nevoia de a aparține, pentru că sufletul vostru este mare și deschis și cumva sunteți vulnerabili. Avem 9 de monedă. Pășiți într-un punct din viața voastră în care cei care vă susțin vă pot ajuta să vă redobândiți independența, atât pe plan financiar cât și la nivel emoțional. Voi priviți către un om, către un om care vă inspiră, către un om care întrunește toate calitățile de care voi aveți nevoie, dar nu că aveți nevoie de calitățile pe care acest om le are, ci de calitățile care sunt benefice lui și atunci când întâlniți sau când vorbiți cu omul ăsta, parcă vă dă și vouă, vă transmite din energia lui, vă ajută să vă reîntregiți și voi. Pentru unii dintre voi vorbim aici de mentor. Aveți un mentor, aveți pe cineva aproape care vă susține, care vă ajută. Văd aici că primiți niște vești, primiți niște vești care vă bucură, primiți niște vești care vă vor debloca lucruri la care vă gândeați foarte mult, lucruri pe care vi le doreați foarte mult și vi le doreați din suflet. Aveți parte de un echilibru. Sunteți, deci, persoana asta despre care vorbeam mai devreme aici, și nu vorbim neapărat de relație de cuplu, vă ajută și vă susține pe voi în a vă redobândi independența, în a vă relua un fel de activitate sau vă ajută să vă vindecați. Vă văd aici că ați trecut printr-o dezamăgire, o dezamăgire care v-a știrbit așa emoțional, v-a estompat din strălucire și din claritate. O dragoste care v-a rămas în suflet și la care vă gândiți și la care încă sperați.
Încă sperați, o dragoste căreia nu i-ați dat drumul și pe care încă o așteptați, dar s-ar putea în acest context ca omul la care voi visați și pe care îl găseați potrivit pentru voi să nu fie singur, ci să fie într-o familie, să fi plecat de lângă voi și să-și fi întemeiat altă familie. Și acest lucru vă o să vă producă tristețe mare și vedeți cum stă aici fata asta în poziția fetusului. Sunteți într-un punct în care acceptați poate cu mai mare ușurință și înțelepciune faptul că poate o relație din trecut nu a funcționat și lucrul ăsta vă doare, lucrul ăsta vă face să vă retrageți, v-ați retras cumva social, v-ați retras din activitatea socială, din, nu știu, starea voastră, emoția voastră, v-ați închis sufletul, v-ați blocat. Asta este și un blocaj și aveți nevoie de ajutor de la prieteni ca să vă repuneți în starea de echilibru și în starea de abundență și în starea de bine de care toți avem nevoie. Dacă vorbim despre viitor, veți avea oportunitatea să întâlniți pe cineva care să vă aprecieze, să fie un bun susținător, un bun prieten, un bun partener, un prieten de nădejde, da? Toate acestea într-unul, știți, o super ofertă. Și este ceva ce vă doriți cu sufletul, vă doriți din suflet și cu sufletul. Cred că ați avut o legătură cu acest om pe care l-ați întâlnit și a părut minunat și fie era căsătorit și voi nu ați știut acest lucru, fie a ales să plece sau nu avea timp la dispoziție și s-a orientat către serviciu, către carieră, către afacere, către alte lucruri care erau mai de interes pentru el și situația s-a prezentat în primă fază ca fiind ușor superficial, așa, cu multe semne de întrebare, n-ați știut exact pe ce poziție stați și în ce loc vă aflați în acest context. Iată că această schimbare care se va produce în viața voastră și de care nu știți, care se va produce cumva neașteptat, dar care este acolo pentru voi să se întâmple, vă va purta într-o nouă direcție, vă va deschide un drum care va fi ușor, va fi lin și va fi pentru voi. Și voi asta așteptați. Așteptați să primiți ceva care să vă umple sufletul de bucurie. Și uitați că vine. Avem aici o carte care ne vorbește despre cuplu, ne vorbește despre cum am putea să ajungem un cuplu stabil. Cartea asta aici vorbește despre stabilitate, da? Noi singuri, sunt acum singur, singură, dar ajung la stabilitate și ajung foarte ușor. Lucrurile astea vin către mine. Însă, ca să aveți parte de lucrurile potrivite vouă, să vină către voi cu ușurință, este nevoie să scăpați de aceste două stări de epuizarea această psihică și să fiți mai blânzi un pic cu voi și să vă iubiți mai mult și de acest sentiment de regret major pe care îl aveți în urmă. Înțeleg, văd o puternică conexiune între voi doi, dacă există cineva care nu mai este lângă voi, însă în egală măsură și o ușoară incompatibilitate energetică și de atunci ați rămas într-o stare de expectativă, n-a pe tulburi, în incertitudine, nu știți încotro să o luați, vă frământați în gânduri, vă frământați în idei, nu vă puteți decide, nu mai sunteți vitali, nu vă bucurați de nimic, vă e gândul în permanență la această persoană, dar
pe această perioadă, pe perioada lunii august, în prima săptămână cel puțin a lunii august, este o perioadă foarte bună, este o perioadă favorabilă, este o perioadă de creștere care vine post-eveniment lună plină, da? Care vine după evenimentul de lună plină din nou, care se asigură că avem acces la energie, la a ne redobândi valoarea, la a ne recâștiga încrederea în noi, la a fi validați, la a ne găsi calea noastră, drumul nostru potrivit nouă, la a începe lucruri noi. Se poate ca unii dintre voi să aibă sentimente pentru această persoană și să nu aibă curajul să le declare din diferite motive. Vedeți aici, dama de cupă are ochii închiși, nu este conștientă de valoarea ei. În timp ce omul la care poate ea visează este conștient de valoarea sa și este stabil și știe cine este. Aici vorbim de planuri de conștiință, da? Ori dama este cumva sub planul de conștiință al regelui, în sensul că mai aveți nevoie de un zvâc, de o treaptă de urcat ca să ajungeți să aveți încrederea de care aveți nevoie. Și aici lucrurile care vor veni către voi, veștile care vor veni către voi, că și traversăm și un tranzit de cuadratură Mercur-Uranus, care aduce vești neașteptate, vă vor repune în echilibru. Dacă aveți nevoie de curaj să vă declarați iubirea și să lăsați la o parte teama că nu veți fi acceptat, îndepărtați gândul acesta de la voi, căci snodământul este unul favorabil și la spatele pachetului aici avem cinciul de monedă și cinciul de bâte. Ori aceste două cărți exprimă schimbare, da? Nu sunt un final de ciclu, există stări temporare care se pot schimba. Vă simțiți singuri și vă simțiți abandonați și luptați, dar cu imaginea proprie, cu reflexia proprie, pentru că avem treiul de monedă care spune că putem avea parte de un parteneriat, că vom primi vești și vom primi o ofertă. S-ar putea, și aici patru de bâte, vă doriți foarte mult o relație, dar lucrurile să știți că sunt în desfășurare pentru voi. Sunt lucruri care se întâmplă și care s-au pus în mișcare pentru ca voi să beneficiați de frumusețea unei relații de iubire. Ia uitați, mi-au mai ieșit două, voiam una, dar mi-au ieșit două. Pentru unii dintre voi vă doriți să vă reîmpăcați cu omul alături de care nu sunteți, sunteți la distanță de acest om, în acest moment el este singur și voi vă întrebați ce face, ce se întâmplă, de ce nu dă nicio veste, sunteți necăjiți că nu știți nimic despre el, este la distanță, însă vin vești, vești care vă vor bucura în ceea ce ține de relația voastră de iubire. Această carte vine cu iertare și cu reîmpăcare, cumpătarea. Vine cu răbdare și cu cumpăcare. Aveți toate șansele să vă reîmpăcați cu omul acesta, iar dacă vorbim despre o relație nouă, de asemenea, vine cu echilibrul de care aveți voi nevoie emoțional, astfel încât este un echilibru emoțional între voi, este un echilibru în povestea asta. Undeva lucrurile se sincronizează. Se sincronizează pentru că avem 6 de monede aici și asta este o carte care ne spune că tranzităm o perioadă de generozitate, da, aleului, în care lucrurile sunt mai armonioase, mai ușoare ca energie pentru noi. Și avem soarele ca deznodământ final, adică Soarele care tranzitează leul aici vine și vă susține și vă spune: dragilor, sunteți bine, sunteți pe mâini bune, lucrurile vin ușor către voi, însă scăpați de anxietatea asta, de regretul ăsta, scăpați de durere și de teamă, pentru că nimic bun nu va duce. Nimic bun nu va duce. Să luăm o carte oracol. Trudă.
Truth to be told. Adevărul să fie spus. Este un moment în care veți afla adevărul. Fie de ce nu sunteți cu persoana asta, fie este un moment în care voi aveți nevoie să spuneți adevărul. Există două scenarii. Fie nu s-au întâmplat nereguli acolo și v-ați despărțit și există șanse de reîmpăcare absolut majore între voi, aveți și duiul de cupă și soarele aici, fie nu aveți curajul niciunul, nici celălalt să vă declarați iubirea. Aveți încredere și declarați-vă iubirea de câte ori simțiți asta. Niciodată nu știți ce gândește omul de lângă voi. Niciodată nu știți. Însă este un moment în care să vorbim din suflet, să vorbim empatic și să vorbim cu generozitate, punându-ne în locul celuilalt, încercând să înțelegem și perspectiva celuilalt. Dacă nu mai este nimic de făcut între voi, bun, atunci este un moment în care o luăm de la capăt. Mergem către 6 de cupă, da? Către 10-le de cupă, către împlinirea emoțională. Voi ați apărut prima carte aici, cea mai puternică a fost Regina de cupă. Ea știe că merită iubire și iubirea vine către ea. Vedeți cum ține mâinile așa în stare de recepție? Știe clar că lucrurile bune vor veni către ea. Dar are ochii închiși, nu vrea să vadă. E teamă, e frică, este vulnerabilă și atunci chestia asta o dezechilibrează puțin, o scoate un pic din zona de confort și o face un pic anxioasă și un pic temătoare și un pic tristă și un pic înspăimântată că na, uitați aici inima. Că nu știm, când nu știm ce se întâmplă, nu știm. Nu înseamnă că nu există iubire aici. Există iubire, dar aveți curajul să rostiți adevărul. Mai luăm o carte din setul ăsta roz. Este în regulă să iubiți din nou. Sunteți în siguranță. Deschideți-vă sufletul și fiți pregătiți să primiți energie. V-am spus, Regina de cupă aici este cu mâinile deschise în stare de recepție, pregătită să primească. Iar omul ăsta de aici, deși este cu spatele la ea, se află în viitor, da? Se află în viitor, dar ea nu-l vede. Ea nu-l vede. De teamă. Ea nu-l vede de teamă. Deschideți-vă sufletul, dragilor, și aveți curaj pe acest sezon al leului, cel puțin, mai ales, nu cel puțin, să faceți lucrurile potrivite pentru voi, pentru că veți fi în siguranță. Orice s-ar întâmpla, da, rezultatul pe care voi îl veți obține va fi unul bun. Este un pas important, este fix momentul potrivit vouă în care să vă aflați acum. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Mult curaj, multă iubire, multă sănătate să aveți și împlinire pe toate planurile. Până pe data viitoare, vă mulțumesc mult, vă îmbrățișez și să fiți bine. Pa, pa!